De unde ați venit? Păi din Belgia. Din Belgia? Belgia. Ați venit în vacanță sau... Am venit în vacanță, dar și se poate și la plătesc. Și n-ați ajuns în București? N-am ajuns în București pentru că am avut ceva probleme cu blocaje, dar am venit aici. Măcar să fiu alături, să fiu alături de cei care stau acolo în București. Dacă la noi nu se poate, sau atras. Cum vi se pare acțiunea, meeting-ul din Suceava? Slab, foarte slab, dezamăgitor, trist, alții cum este. Ursul merge, ursul la ăsta... Câinelată. Câinelată, Dragnea, merge. Cam sunteți nemulțumiți de actuala coaliție de guvernare, să înțeleg? Absolut, absolut. De ce? Pentru că de 30 de ani, nu știu, 28, hai să spunem, tot ei au condus, majoritatea timpului, cu mici excepții, au condus guvernarea. Și n-au făcut nimic pentru ca noi, cei în străinătate, ca în cazul meu, cam de 14 ani în Belgia, să rămânem acasă, să fim alături de familie, trăim departe de familie, copiii mei s-au născut acolo, vin acasă la Suceava, în România, vin ca simplu trist. Și n-au făcut nimic, nu vor fa, nimic nu vor. Este adevărat că diaspora este supărată pe cei din actuala coaliție de guvernare sau... Este foarte adevărat. Păi, cum să vă zicem, se vede diferent. Noi vedem altfel lucrurile. Din păcate la noi în țară, bătrânii, general, pensionarii, țin că dau voturile lor. Nu suntem supărați, nu suntem supărați. Sunt 4 ani de muncim acolo, trimite miliarde în țară, anual. Miliarde și actuali politicieni, unii politicieni, jurnaliști, apărători ai Lorii Roșii, ne fac poți, tâlhari, că noi ne rupem oasele pentru țară, aducem bani în țară și... Nu cred că nimeni nu pleacă de bine în... Nimeni nu pleacă de bine, pentru că dacă ar fi bine, eram acasă. În cazul meu am două persoane care m-au crescut de mic, m-au luat. Au decedat și nu am putut să fiu nici măcar lângă ei înainte de să moar, nici nici timp. Nu cred că cineva vrea să stea la 3.000, 4.000, 5.000 km distanță de casă, de familie, de țară. Ați semnat, mi-ați spus că ați semnat și pentru inițiativa de modificare a Constituției fără penal? Desigur, am semnat. Chiar dezamăgit să aflu că în județul Suceava, în județul nostru, până și Vaslui l-a depășit. Mi-au spus că au adunat numai 11.000 semnături. În Vaslui sunt undeva la 18.000, deci nu, nu e explicație. Era acolo doamna, a zis că nu semnează, că dragă doamne, taie pensia. Cam asta e mentalitatea mea. Dar de ce ați semnat pentru inițiativa asta? Păi penalii n-au ce căuta în funcție, simplu. Ești condamnat, indiferent că pata e mică, că e mare, ești condamnat. Nu ai ce caut într-o funcție, caut într-o funcție publică. Asta e... Sperăm, vedem și asta. Sperați că se schimbă ceva cu meeting-ul din București în această seară? Nu se va schimba nimic, deoarece perioada, acum este perioada vacanței, iubiții noștri guvernanți sunt în țări exotice. Noi, pe 1 septembrie, trebuie să mergem să ne rupem în continuare oasele, la vacanță, ei se vor întoarce, se vor așeza pe scaun și vor continua ca și până acum. Nimic. Noi rămânem cu strigă, dar măcar încercăm, arătăm ceva, încercăm. Sperăm să deschidem ochii și la ceilalți de casă. Am sperat că bucureștenii vor ieși și în stradă, vor fi mai mulți, dar probabil despre la Mamaia, la Grătare. Te întreabă aici pe Facebook, Minodora Pandel. Da? Treabă, Iohannis nu-i penal? N-am auzit să aibă vreo condamnare. N-am auzit să aibă nicio condamnare, nu știu. Nu are drag, drag de știu că e condamnat drag definitiv. Drag nu-i condamnat definitiv la închisoare. Au le două dosare în plus. Și mai multe vor apărea. PSD ce mă roșie se strigă acolo. Amore!
Aia sunt multe și de la terasă, da. Nu v-am întrebat cu ce număr de matriculare ați venit din Belgia? Oh, din păcate n-am avut număr președințial pentru că am cumpărat mașina acum 2 ani. Dar o schimb și o să am grijă să pun număr. Promit, la sfârșitul anului. Îți trimit poze. Oh.
hoția, jandarmeria apără hoția. Să bag, așa. Admiratorii de ori încă. Sunt canibale. Dacă pleacă de ori, ca cel mai rău. Așa e. Se rămân de Veorica, acum măcar ne distrăm, nu? Nu, măcar Veorica... Mai zic eu că mai poate să rămân în afară și mai mare. Ah.
difuză. Dar ce ați vrut să faceți? Ați vrut să intrați? Îi vine, dar au intrat în mică la... Paul, dă-mi o poză când nu-s așa mai... Soartă! Nu știu ce se întâmplă aici. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Spectacol și ieșim. Da, dar nu vă întâmplă nimic. Nu e ok. În medii așa e zis. Dacă vă dau datele mele personale. Mergem pe trotuar.
dar nu îmi trebuie și plată. Toată lumea, s-a dat doar 3 minute. Prim-ministru nu mai amendează nimeni cu toate interesele. Deci noi vă asigurăm că o să iei o smeru de alizat. Dar nu ne atacă nimeni, nu trebuie să ne asigurăm. E o chestie, doamne, e o chestie bună de ori de bici. E o chestie de bici, suntem pașnici. Nu vă duceți în apără, nu suntem în niciun fel. Ce s-a întâmplat, Paul? Trebuie a urcat cartofi în Dana. Cartoful-i jos, acolo. De bucătii! Nu mă bucur! Dar mi-e greu să cred că există oameni atât de proști în universul ăsta. De ce? Dar tot engleză, mă, ne-a rivat la piciorul cealaltă. Bun, dar de ce să zic, stai în casă și după aia... Păi să... Îți filezi o lampă. Dar tu cum te deplasezi ăsta? Dacă îți deservești un weekend noapte, ce vrei să faci? Thank you.
dacă vă pasă, ieșiți din casă!
Nu, 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 nu